9 și fix 30 de minute din nou împreună pe 992 FM. Bună dimineața, spunem din nou. Bună dimineața. Suntem alături de Ana Maria Crăciun, medaliată național la Scandenberg, în studio alături de noi aici la dimineața cu Bebe. Bună dimineața din nou, Ana Maria. Bună dimineața. Mai tare, așa, mai cu viață, mai cu... Cum îi mobilizezi tu pe participanții la curs, așa, dacă e să... Nu știu, uite, noi doi, uite-te la noi. De dimineață cu... cafeaua în pifometru, dacă ar fi să venim acolo, să știi că la noi ar trebui să lucrezi mult, adică la noi nu suntem atât de răbdători, știi? La noi trebuie să se întâmple totul foarte repede. Dar cu siguranță... Dar nici nu doare foarte rău. Se întâmplă repede, nu doare. Cu siguranță am, dormit pe noi acolo, nu? Adică dacă ne-am duce pe podea, nu? Frumos? Cum ne-ai mobilizat? Cine îi spune? Bănuiesc că trebuie să ai un anume tonus, trebuie să ai un anume stare. Totalitatea se schimbă. Tonalitatea. Se schimbă, nu? Poți să ne exemplifici puțin așa, să ne faci și noi o idee. În română? Sau în japoneză? În japoneză. Zaigo zaimashita, nu știu ce înseamnă. Deci în japoneză, dacă se poate. Eu fac liniște, te atent, cu liniște acum. Și cum îi adun pe toți acolo? Pentru că trebuie să faceți gălăgie, ca să vă liniștesc eu. Da. Hai. Iame! Cum? Iame! Drept, asta înseamnă drept? Iame, da? Ok. Și trebuie să stăm drepți în momentul ăla. Și dacă vorbim, ce trebuie să... Sunteți pedepsiți. Pedepsiți? Da. Cum? În momentul în care antrenorul se prezintă, da? În fața sportivilor, da? Atunci toată lumea ia poziția de drept. Nimeni nu mai vorbește și este atent în față. Este atent în față. Și dacă totul se întâmplă, cum? Care-i pedeapsa? Păi depinde. Flotări, genoflexiuni... Câte? 100 de capul meu, 100 de flotări. Ana Maria, n-am zis foarte bine, noi nu ne refeream la pedeapsa capitală. Da. Ceea ce 100 de flotări, cu siguranță, mie îmi pare a fi. Poate dacă veniți la noi la antrenament, o să vedeți. Da, 100. Poate acolo, la ei, la antrenament, poți să faci 100, bubanul, depinde cine ți-o dorim să faci. Depinde 100. Cine mă ține. Da, înțelegi? Da, zi-mi de Scandenberg, cum e cu Scandenbergul? Cum am început în urmă cu 5 ani, tot la Clubul Copiilor din Băicoi, la care noi am organizat prima competiție pentru copii de 1 iunie, la care am participat și eu. Am luat locul 3 sau 2, nu mai rețin, pe podium am urcat, am luat medalia de argint. După care, tot la inițiativa lui Mădălin Tănase, președintele Academiei, am mers și la naționale. Atunci, anul următor, am ieșit locul 4 național și dacă am văzut că îmi place și totuși am aptitudini, am zis să merg mai departe. Și așa, în fiecare an, anul acesta, acum, în martie, s-au ținut competițiile naționale și am urcat pe podium, am luat medalia de aur la brațul stâng și medalia de argint la brațul drept. Dar vreau să vă spun că erau acolo sportive antrenate special, specific, aveam niște brațe imense. Bineînțeles că acolo se ține cont și de kilograme, nu numai de vârstă. Ca și în competițiile noastre sportive, kilograme și vârstă. Și au fost foarte multe participante, nu am fost numai eu din județul Prahova, am mai fost și din Comarnic. Și care e marele secret în Scandenberg, așa, adică cum îl poți face pe adversar foarte ușor? Ce anume trebuie să faci ca să, nu știu, de la început, există vreo tactică specială? Trebuie să te uiți în ochii lui, să-l domini din punctul ăsta de vedere? Cum? Nu trebuie să intimidezi. Trebuie să te concentrezi și să, pe lângă faptul că trebuie să te și antrenezi, trebuie să ai și puțină tehnică. Și asta zic, ce tehnică trebuie să adopți la Scandenberg? Adică, ce să faci? Că nu, eu asta nu pricep. Păi veniți în sala la antrenament ca să deci asta. E bine, știți, îți vândă marfa foarte bine, bravo. Mi se pare absolut normal. Bine, întrebările astea poate pentru tine par ridicole, dar pentru noi neavizați fiind chiar sunt logice, nu din punctul meu de vedere. Un neavizat spune, băi, stai așa, pui botul pe masă și dai bătaie. Și bătaie, nu, da. Trebuie să existe, păi, totuși. Sunt și unghiul la braț, cum îl ții, adică nu, sunt anumite
tehnici da? Care trebuie respectate. Și bănuiesc că există și un punct în care n-ai voie să ajungi, pentru că știi că dacă ajungi în punctul ăla te face clar, nu? Da. Băi, da. Ca în orice sport avem și un regulament. Da. Așa și ce n-ai voie să faci în Scandenberg? Să-i cer un foc. Să-i distragi atenția. Deci mi-e un foc de rău. Cum e asta, mă? Zi-mi de regulament așa, pe scurt. Nu ai voie să ridici cotul de pe perniță. Așa. Dacă ai ridicat cotul, îți dă greșeală de cot. A, păi e pe perniță? Da. A, și eu tot timpul făceam pe masă, așa, adică... Da, deci pe perniță. Păi există o masă specială pe Scandenberg. Așa? Nu râde. Nu o masă din asta obișnuită. Da. Okay, ce? Trebuie să cunoașteți regulamentul. Deci, am zis, trebuie să dăm pe la sală, băi, băiatule, că noi trebuie zicem să dăm pe Google. De 2 ani spunem pe Google. De 2 ani spunem că mergem la sală, dar niciodată n-am reușit să ajungem. Să ne fie rușine, zic. Uite, Ela, Adina, toate fetele de aici din radio merg, noi stăm toată ziua și bă, bârfim. Bun, hai. Ne auzim după pauză. Caled, Stella V la 9:36, neața.